Klaus Iohannis, mesaj crucial în apropierea summitului NATO de la Bruxelles. Președintele Klaus Iohannis a declarat miercuri, în cadrul primului summit parlamentar al formatului București, B9, ce summitul NATO de la Bruxelles, din acest an, va marca o nouă etapă în procesul de adaptare a alianței la provocările și amenințările actuale de securitate, precizând că România va rămâne același aliat și partener demn de încredere. Summitul NATO de la Bruxelles, din acest an, va marca o nouă etapă în procesul de adaptare a alianței la provocările și amenințările actuale de securitate. În pregătirea sa, summitul formatului București de la Varovia din luna iunie, pe care îl voi coprezida împreună cu președintele Duda, va avea un rol foarte important. În acest context, implementarea deplină a deciziilor pe care le-am adoptat la summiturile NATO din Aragalilor de la Varovia este prioritar. În continuare, va trebui să susținem ca prezena aliat pe întregul flanc estic, de la Marea Baltică la Marea Neagră, să fie unitar, coerent și eficient, pentru a servi scopului de consolidare a posturii de descurajare și apărare a NATO. România susține ferm inițiativele aliate care ajut la realizarea acestui deziderat punct în completarea acestor eforturi. Partenerii alianței, de la Estii Sud, trebuie să beneficieze, în continuare, de atenția și sprijinul NATO pentru consolidarea rezilienței lor. În același timp, susținem inițiativele destinate gestionării amenințărilor din vecinătatea sudică a spaiului euroatlantic, inclusiv prin creșterea rolului NATO în combaterea terorismului. De asemenea, România susține ferm dezvoltarea parteneriatului dintre NATO și Uniunea Europeană, în deplin complementaritate. Am încredere că, la summitul NATO din acest an, vom reitera, prin acțiuni și decizii concrete, unitatea și solidaritatea aliailor, precum și valoarea unei relații transatlantice solide. Am convingerea că deciziile pe care le vom adopta la Bruxelles, în iulie, vor face ca NATO să fie o alian mai puternic, iar România va rămâne același aliat și partener demn de încredere, responsabil, dedicat deplin proiectelor aliate de consolidare a securității regionale și internaționale, a spus Klaus Iohannis, în cadrul summitului B9.